localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Mănăstirea Humorului duminică după amiază au intervenit 6 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURT. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la acoperișul casei de locuit și la două anexe gospodărești. Incendiul a fost lichidat la ora 21. Cauza probabilă a incendiului a fost defectul termic al curentului electric generat de un conducător electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.